Da, astăzi o să vorbim despre turnarea betonului, care nu este cea mai exactă știință din lume, dar este o știință și poate fi făcută din ce în ce mai exactă, pentru că o să vedeți, este inginerie, este rezistență, este calcul, este logistică, planificare și foarte multă muncă. Psst, psst, povești din șantier. Azi e cu ceață, penda nu contează. Putem să vedem tot ce s-a întâmplat aici. Ce avem cofrajele pentru genele de instalații, ventilații. Avem bordarea armăturilor în jurul golurilor, legate frumos. Și în rest, așteptăm să vină cifele cu beton, că vom avea vreo 50 de metri cubi. Toate sunt pe poziție, cum ziceam, bine legate. Inclusiv cofrajul și armarea scării, care este un poem în fier și lemn. Asta până vine betonul, că pe urmă se transformă. E de bine, turnarea poate să înceapă. Gata de turnare? Gata. Thank you.
place schimb de... De căști? Da. Îți place casca mea? Da, 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 aia albă. Cum e cu scara? Foarte bine. A ieșit? Și după aia. Păi, așa zice teoria că n-ar fi. Așa după aia, păi nu e. Mai multă grijă acum înseamnă mai puțin lucru la finisaj, nu? Perfect, exact. Ne-am propus să facem astăzi o turnare pentru placa de peste etajul 1, placa etajului 2. Suprafața este spre 250 de metri pătrați. Comanda inițială a fost de 56 de metri cubi. Acum suntem la ultima tranșă de 2 metri cubi. Da, au fost 6 cifre, asta este a 7-a. Sigur că e important să vă dați seama despre tot ce înseamnă planificare. Cu pauzele dintre cifre suntem la o activitate care a ținut doar 3 ore. Pregătirea acestor 3 ore este importantă, mă refer la tot procesul de armare, cofrare, popire și așa mai departe, dar dacă ele au fost făcut bine, în 3 ore am reușit să turnăm placa peste etajul 2. Putem să începem de mâine sau poimâine, depinde de starea vremii, realizarea și montarea carcaselor de armătură pentru stâlpi, pentru că trebuie să mergem înainte. Ce vreau să arăt cu filmul ăsta este că avem o mare diferență între ceea ce înseamnă o casă, un edificiu realizat cu proiect, și când spun proiect mă refer proiect de arhitectură, proiect de rezistență, proiect de instalații, cu extrase de armătură, cu calcul, cu rezistență, cu beton, cu condica betonului, cu oțel, cu condica oțelului, cu armările. Ce vreau să spun este că diferența este enormă între a face un proiect complet cu rezistență, cu betoanele cumpărate cu rețetă și certificat de calitate conformitate, cu probe de laborator prelevate sub contract la șantier, cu arhivarea acestor mostre și toată tehnologia de turnare, comparativ cu ceea ce se întâmplă cu betonul preparat cu betoniere, mini-betoniere în curte, turnat după ureche, lăutăreală, fără proiect de rezistență, fără calcul de armătură, fără optimizarea acestor calcule cu breviar de calcul cu tot, pentru că, trebuie să știți, iar zilele astea se tot discută în presă, undeva după un colt ne pândește un cutremur și ăla ne va da certificatele de calitate și conformitate pentru tot ce am construit în ultimii 30 sau poate 50 de ani. Cutremurul va valida dacă proiectele au fost făcute ca lumea sau dacă această casă sau alta dintre ele nu a avut proiect și le-am făcut așa, că știm noi la Sims că avem experiență, că lucrăm în șantier, aibă că să fie un stâlp de 25x25 că ține, hai să fie și o grindă acolo că ne-a spus cineva că trebuie o grindă, hai să băgăm puțin mai mult ciment să fie betonul mai gras, hai să mai luăm niște prundici din râu să băgăm acolo că uite n-avem piatră și așa mai departe. Oameni buni, este vremea să uitați de toate aceste obicei de a face această lăutăreală a construcțiilor, pentru că vă jucați cu viața voastră. Nu discutăm de economie, nu discutăm de optimizarea calculurilor, discutăm de viața și de siguranța voastră, a familiei voastre, a copiilor voștri, pentru că voi ați făcut o casă acum ieftină, vă împachetați în 10-20 de ani, dar aia mici o să trăiască acolo, vine cu tremurul, vine bau-bau și voi de sus de la Doamne, Doamne, nu o să știți că i-ați lăsat pe ăștia morți în urma voastră. Vă cer să acordați toată atenția acestui proces de proiectare, calcul, realizare a unei construcții după toate principiile de calitate, după toate normativele în vigoare. Pentru că dacă nu o faceți și vă bucurați că ați câștigat 10.000 sau
20.000 de euro, să știți că astea nu plătesc sicriile. Nu plătesc viețile pe care le puneți în pericol prin nepriceperea voastră, prin setea voastră de bani, prin economiile pe care le-ați putea face. În sensul să arătați, bă, ce șmecher sunt, eu mi-am făcut o casă cu 50.000 de euro când ar putea să coste 100.000. Dacă vreți să o faceți, nicio problemă. Nu o să cadă mâine, nu o să cadă la primul vânt, la prima furtună. Bă, da, ala mare din Vrancea, de 7,2 cu 50 de secunde, să știți că la un moment dat va veni. Și va veni pe perioada existenței construcției făcute de dumneavoastră. Făcute prost, făcute economic și cu voi mor sub dărâmături. Atenție Turcia, atenție Serbia, atenție la cutremure de mare adâncime, cum sunt cele din Vrancea, sau chiar și la astea mici de suprafață, care sunt mai amarnice decât orice. Nu vă jucați cu proiectele, calculul, cu ingineria și cu realizarea temeinică și cu bună calitate și cu bună știință a construcției. Vă jucați cu riscul propriei voastre vieți, vă las să vă gândiți, bă, cât bă costă? Libertatea, viața, să reconstruiesc, să consolidez, să fac totul din nou, că prima dată am făcut greșit. Gândiți-vă la chestiile astea și pe urmă sunați la Povești din Șantier să spuneți, bă, Pleșca, bă, știi ce? N-ai avut dreptate. De-abia vă aștept să-mi spuneți că am avut dreptate și nu uitați, vă vorbesc din poziția de arhitect, dar care colaborez în mod nemijlocit cu inginerii constructori, pentru că doar împreună putem să facem casele bune, frumoase și sănătoase. Vă pupă, tata!